Despre răbdare și încercări în ispite și despre cum să ne luptăm. Partea a cincea. Un tânăr a întrebat pe un părinte: de ce Dumnezeu nu forțează cuplurile căsătorite să aibă o singură minte și să urmeze împreună o viață duhovnicească? Iar părintele i-a răspuns: era mai bine dacă nu era diavolul. Atunci viața duhovnicească ar fi fost mai ușoară, dar diavolul există. Și, desigur, dragostea lui Dumnezeu se îngrijește de toate. Ca să se mântuiască un bărbat rău, Dumnezeu îi dă o soție bună. Sau invers. Fiți răbdători, fraților. Totul ia sfârșit. Un preot l-a întrebat pe un călugăr bolnav: cum e cu sănătatea ta, părinte? Bine. Acum că am în mine mai multă boală, nu voi merge la tatăl meu cu mâinile goale. Un călugăr mi-a spus acestea despre părintele său. Avea o rană deschisă pe obrazul său, asemenea cu cea a sfintei Sinclitichia. Era incurabilă și, mai rău, din ea ieșeau viermi împreună cu un miros urât. Cu toate acestea, nu s-a plâns niciodată. Slavă lui Dumnezeu, spunea el, eu merit toate acestea. Sunt ca o bucată aspră de piatră. Domnul trebuie să mă modeleze încă mai mult. Părintele duhovnicesc Matei, părintele Leonte și călugărul Daniil au fost nevoitori și au trăit în aceeași mănăstire. Chiar dacă camerele lor erau înspre nord, ei au refuzat să aibă geamuri de sticlă și, ca rezultat, au suferit un frig serios ce pătrundea în chilie. Au răbdat cu bucurie acest martiriu. Părintele Leontie era orb. Făcea de la 3.000 la 3.500 de închinăciuni pe zi. Adeseori se lovea peste față. Odată un frate călugăr i-a cerut părintelui Leontie un sfat. O, fiule, n-am ajuns să fiu smerit cum era Adam înainte de cădere ca să-ți dau un sfat. Dar îți voi spune acestea. Învață să rabzi totul în chilia ta, foamea, setea, frigul și altele, care sunt considerate lucruri rele de mulți oameni, dar care pot fi o bucurie pentru tine, deoarece îți pot ajuta sufletul să atingă trepte mai înalte. Odată, când era vreme foarte rece, călugărul mai tânăr i-a văzut pe acești trei părinți la începutul unei după-amiezi. Erau desculți, aveau candele aprinse și citeau Sfânta Scriptură. La început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Când au pătruns misterul creației, ei au plâns. Un părinte ne-a povestit ce i-a spus portarul mănăstirii despre pocăință în prima zi când a venit la Sfântul Munte. Bine ai venit! Ai venit ca să te faci călugăr? Ascultă, mănăstirea e ca un cuptor, nu cu foc, dar cu oameni care merg ca să se curățească și devin mai strălucitori decât un diamant. Cum se întâmplă aceasta? Tăindu-ți voia proprie. O mănăstire primește tot felul de oameni cu idei diferite. Ținta pentru mintea fiecăruia e să fie unit cu ceilalți prin tăierea voii proprii. Dacă dorești să stai în chinovie, vei fi ca un șarpe care, mergând pe o cale strâmtă cu suferință, își lasă pielea. Prin ispite și suferințe, mintea ta va deveni una cu acelorlalți. Odată evlaviosul părinte Artemie
de la Grigoriu se plângea: Dumnezeul meu, de ce sufăr atât de mult? Apoi, într-o vedenie, l-a văzut pe Hristos, care i-a arătat mâinile și coasta sa, spunând: Vezi cât de am îndurat? Și tu, pentru dragostea față de mine, nu poți fi răbdător?